Deci eu nici n-am știut de această întâlnire, acum am auzit, colegul meu, domnul Clepan, care e directorul Agenției de Mediu, mi-a spus, domnule, avem întâlnirea la Pâcșa. M-a sunat Mircea și altfel nicio știam. Am vrut să vină să dea cineva explicații că oamenii sunt aici de la 11, ori fost anunțați pe diferite căi de comunicare, nimeni nu știe cine, cum o crea, poate o... Oricum e o problemă de atâta timp, de 3 săptămâni, dacă nu de mai mult, și nimeni nu vine măcar să le explice ce se întâmplă. Și am zis să veniți, să dați o explicație și te-am rugat pe tine, care să nu o răspuns. Am înțeles. Deci noi am... Nu ți le lasă să îngheteam, nu ți le povești. Noi am demarat procedurile pentru capturarea acestui urs. Avem toate hârtiile, dar avem probleme și cu cetățenii. Deci, în zona, știți, la Nel Lucașu, unde s-a pus cușca pentru să prindem ursul, sunt o grămadă de câini care deblochează sistemul de siguranță a cuștii și... În felul acesta nu o să putem prinde niciodată uși. Nu se va mai băga asta. Deci, el a fost pus la 50 de metri cușca, a fost montată și au intrat câinii. Păi și oamenii îți devină că nu... Păi oamenii... Să fie și ei păziți deci, cumva sau să-i anunțe în caz că vine ursul din nou. Deci oamenii au fost informați, au fost puse indicatoare, panouri indicatoare, dumneavoastră nu le-ați văzut dacă ați fost acolo. Aici au intrat aseară ursul. Știm, cunoaștem. Nu, dar eu dacă e sunt panouri, ai fost acolo, ai văzut banda securizată. A, deci dumneavoastră nu vă puteți muta cu oile de acolo, nici cu câinii, nici cu nimica, dar noi... O chestie, pe scurt acum. Acum la ora 11 am avut o ședință cu toate organele abilitate care sunt implicate în situația asta. Dorine, nu mă opri. Da, s-a hotărât ca la ora 3 să înceapă o goană. Goana o fac doar cei care se pricep la așa ceva, cu câini care sunt monitorizați prin GPS, o să facă rost de o dronă. Prima dată să vadă unde este ursul. Momentan nu se știe unde este ursul, da? Dar câți urși sunt? Că oamenii spun că sunt 2 sau 3. Nu, momentan, din filmările pe care le avem, oamenii de specialitate au dedus că este unul singur. Nu e adevărat. După ce îl prindem pe ăsta, sperăm să al doilea să nu mai existe. Dar dacă există și al doilea, o să reluăm procedurile și pentru al doilea. Da? Deci, astăzi s-a hotărât ca la ora 3 să înceapă goana, să-l tranquilizăm și să-l relocăm. Da? Dacă cumva din... Relocarea, am primit aprobare să-l ducem undeva la Oașa. Sus la Oașa, undeva spre județul Vâlcea. Păi, dar cineva e de vină, că ăștia nu veni singur aici. Putem? Nu, o secundă, că vă dăm imediat ca să terminăm. Da, deci astăzi, până după masă, până de seară, sperăm să reușim să-l prindem. Trebuie să știți că în momentul în care ursul va fi tranquilizat, 8 minute durează până tranquilizatul își face efectul. Ursul în cele 8 minute poate să alerge să meargă la, nu știu, 5 km sau știu eu, și să-l pierdem. De asta procedura prevede ca ursul să fie tranquilizat în cușcă, adică de asta s-a dus cușca sau au fost puse momelile în cușcă ca ursul să fie tranquilizat acolo. Mai mult decât atât, un urs este, în momentul în care este tranquilizat, este foarte, foarte periculos. De aceea, întotdeauna când se tranquilizează un animal de genul ăsta, în spate trebuie să fie un vânător cu pușcă, cu armă pe țeavă, ca în momentul în care ursul se întoarce să poți să te aperi. Da, deci să știți că astăzi la ora 3 să nu populația să încerce cât posibil să stea în case și să nu încurce mai mult animalele din zonă, că va începe gona de aici, din coastă, de aici va începe și va merge. Acum animalele care sunt singure n-ai ce să le faci. Și bun, și dacă intră în curte iară și se dă la porc, ce poți să i faci? Iară stai să te uiți la el ca așa să. Păi nu, dar noi sperăm să prindem asta. Dacă e iară în jos. Deci astăzi vor fi vânători aici și vor fi jandarmi. Goana se face până în izolez undeva. Iar în costa, ține asigură pe noi noaptea. Ce garanție avem noi că la noapte nu o să vină din nou? Goana se face cu câini cu GPS. Da? Așa? În momentul în care îl izolezi undeva, ce câinii facem? Au un buton. Păzim toate casele. Ce facem? Pe ei se retrag și atunci... E riscul să intre la oricine în casă? Cum a fost aseară să intre la noi în casă? Ce au spus oamenii de specialitate? Dacă îl găsim... Mă, pe rând, că nu se înțelege. Dar mă pui eu în situație, că acum ăștia sunt aici mai... Dar eu stau... Uitați eu acolo, Ionite. Ajunge cumva. Eu ce mă fac?
o femeie bolnavă, soțul e bolnav, singuri. Legea nu ne permite altceva. Adică ursul este o ceea ce facem acum. Din păcate, dar fi protejat. Dar deja în momentul în care ajungem populații, ce protejat să mai fie? Nu? Mai trebuie executat direct. Două întrebări. Legea nu-i făcută pentru oameni. Eu dorm acolo cu oile. Dacă la noapte se întâmplă și vine, ce să mă spune? Pentru trofei. Nu am soluție, pentru că... Știți de ce nu am soluție? Pentru că... Dacă uitați la mine, să vă spun ceva. Dacă astăzi nu se rezolvă problema, mâine dimineață, oile, cai, măgarul, toate și le duc în față la prefectură. Așa. Altă soluție. De 3 săptămâni, în toată noaptea, mistreții vin, nu poți dormi. Ursul vine, nu poți dormi. Păi ce ai de făcut? Și prefectura, și APM-ul, și garda, noi ne-am făcut. Da, dar de 3 săptămâni, nu știu, prefectul, nu știu nimeni. Am obținut în termen foarte scurt. Nu. Ordinul de redoctare. Problema e că nici prefectura și nici noi nu putem să plecăm ursul. La bun, și aici cine i-a adus? Că n-au plecat o săptămână de lângă. Dorine, Dorine, bă, Dorine, urși aici cine i-a adus? Zi, îți oameni aici de 80 de ani, de 90 de ani, care n-au văzut urși aici. Cum Dumnezeu peste tăți ori dus pe mine? Este un fond de vânătoare aici, nu răspunde nimeni de el, nu știe nimeni ce se întâmplă pe fondul lui de vânătoare. Însă atâtea vânători și pâltișa și legal, porcii nu se omoară urși, nu vă lasă atunci să ne mânce. Deci din informațiile noastre, ursul n-a fost... Ursul e venit de la Ampoița, din alt fond de vânătoare. Bun, și dacă deci a fost monitorizat de la Ampoița și a trecut în fondul acesta de vânătoare. Deci, și acolo e alt fond de vânătoare, deci nu a fost aici. Și nu m-au urs, nu se poate. Că nu există. De acolo am înțeles că a fost gonit. La un interval de 10 minute au fost văzut doi. Doi sunt fost acurat. Îl goniți înapoi, nu? La Ampoița. Nu, trebuie relocat. Deci am obținut ordinul de relocare, va fi... Deci ursul a stat o săptămână pe Hoit, în Părău. Nu s-a mișcat de acolo să rămână. Și acolo e ce l-a fost tranquilizat? Mă, dacă ăla e acolo, nu s-a tranquilizat. Acolo s-a tranquilizat. A fost altul. Deci, încă o dată, specialiștii au fost pe baza videourilor pe care le au de la dumneavoastră. Băi, ăla ce e urmărit cu mașina aia roșie, unul, și ăla ce e acolo jos, e altul. Îți arăt filmare că se vede diferență între unul e atât și altul e atât. Îți arăt clar urmările și nu îți dai seama că orice om îți dă seama că alții. A fost în porțelanul, nu l-a văzut nimeni. Cum? Vezi că la porțelanul, la schimbul 3 ori îți dă fost în spate la porțelanul, te duc acolo lucru. Băi, nu vorbi, Dorine, că ți-aduc oameni de la porțelanul să demonstreze că au fost în spate, că acolo lucru. Da, bine, atunci toată lumea a văzut urs. Bă, dar eu îți demonstrez! Îți aduc oameni! Nu! Despre ce vorbim? Bă, dar e ăla 1!